30 de ani din momentul în care s-a schimbat totul. 30 de ani de la Revoluție. Era fix pe data de 22 decembrie. Mi-aduc aminte că eram în concediu acasă pentru că eram marinar pe vremea aia la Navrom Giurgiu și mă bucuram de sărbătorile de iarnă și la un moment dat primim un telefon de la mătușa mea din Galați care îmi spune, dă drumul la televizor și închide. What? Adică cum să dai drumul la televizor pe vremea aia? Deci știm cu toții că la televizor erau 2 ore seara și alea erau cu elogii despre tovarășul. Da, hai, din curiozitate am dat drumul la televizor. În momentul ăla l-am văzut pe Caramitru, înconjurat de foarte mulți oameni, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, gesticulând. Și primul gând care a fost, e o piesă de teatru la ora asta, pe televiziunea română. N-am timp de așa ceva. Când la un moment dat îl văd pe Caramitru făcându-i semnul crucii, ceea ce m-a șocat, pentru că în perioada aia Ceaușescu demola bisericile, avea o problemă mare cu religia. What? Și am început să ascult. L-am mai văzut și pe Dinescu gesticulând acolo și la un moment dat aud, armata e cu noi, dictatorul a fugit, români, stați pe televiziunea română și ascultați. Băi, mi s-au tăiat picioare, zic, ăștia ori sunt sinucigași, ori ceva se întâmplă acolo. Și ușor, ușor ascultându-i, mi-am dat seama că, băi, gata. Noi românii simțeam, de la evenimentul Timișoara, simțeam că e un clocot așa general în România. Însă nu ne-am imaginat niciunul că se ajunge aici. Și în momentul ăla am zis, vai, nu se poate, a fugit dictatorul. Cum adică a fugit dictatorul? În momentul ăla reacția mea a fost, nu știu, o descătușare de aia, niște înjurături de la adresa comunismului, la adresa dictatorului, pe care nici, cred că nici în crizele mele cele mai nașpa de nervi n-aș putea să folosesc cuvintele alea. Mama era absolut șocată. Nu mai înjura, nebunule, nu mai înjura. Era siderată de ce mi se putea întâmpla doar dacă un vecin auzea ce spuneam eu la adresa lui Ceaușescu. Am zis, eram la Focșani, repet, în orășelul ăla de provincie și mi-am spus, băi, aș fi un mare, mare idiot dacă în momentul ăsta istoric, din viața mea, din viața românilor, l-aș trăi aici. Eu trebuie să mă duc la București pentru că acolo se întâmplă cele mai intense lucruri legate de Revoluția asta, zis și făcut. M-am îmbrăcat foarte gros, m-am dus la gară, m-am urcat în tren și am plecat la București. Nu știam ce o să mi se întâmple, am lăsat-o pe mama plângând de mama focului. Îți dai seama, un puști de 18 ani în București. Mi-aduc aminte că ni se spunea să stăm culcat în compartimente, pe holul vagonului și așa mai departe, pentru că începuse să se tragă. Cine dracu trage și de ce? Teroriștii. Am auzit pentru prima oară cuvântul teroriștii trag în noi. Nici în ziua de azi n-am aflat cine sunt teroriștii și de ce naiba au început să tragă în noi, pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat și în următoarele zile și în momentul în care am ajuns la București. Am ajuns la București, evident, când a oprit trenul în Gara de Nord, puțin mai încoace, n-a intrat pe teren, se trăgea de mama focului, am făcut culcatul de numa. M-am lipit de un grup de protestatari și am început să ne mișcăm prin București, strigând, armata e cu noi, jos comunismul, dictatorul a fugit și așa mai departe. M-am întors acasă, am găsit-o pe mama mai bătrână cu 10 ani, săracă. Eu am făcut liceul de marin. 2 ani la Giurgiu, 2 ani la Galați, 2 ani la Giurgiu. Nu dorința mea, dar deveni un lup de mare, m-a mânat să fac liceul ăsta. Și în mintea mea de copil, eu credeam că după ce termin liceul și devin marinar, eu să pot fugi din țară. Norocos cum sunt, liceul l-am terminat în 1989. La câteva luni după a venit Revoluția și am plecat liniștit din țară, după care m-am întors. Primul și primul lucru care m-a șocat în așa zisa democrație, a fost vrajba dintre români. Cum de oamenii se urăsc pentru anumite opțiuni politice. În sfârșit înțelegeam că, băi, trebuie să fie mai multe partide, trebuie să fie mai multe opțiuni pentru români, trebuie să ne respectăm dreptul ăsta de exprimare și de a alege cu cine vrem să mergem mai departe. S-a ajuns până în momentul în care frate se ura cu frate, prieten se ura cu prieten, doar pentru că avea o opțiune politică sau, eu știu, un spectru diferit de a celuilalt. Până și eu am ajuns la un moment dat, mi-aduc aminte că am luat un bolovan în cap, venit așa din neant, după care m-am întrebat de ce dracu s-a întâmplat asta și mi-am dat seama. Aveam în piept o insignă cu rațiu președinte. Și pentru insignia aia cu rațiu președinte, mi-am luat un bolovan în cap. Bă, unde dracu e libertatea în toată treaba asta?
Ascultam la mine acasă, ascultam la noi internat în Giurgiu și la Galați și din punctul ăsta de vedere noi eram foarte, foarte norocoși, pentru că fiind la liceul de marină, aproape săptămânal mergeam în port și negociam cu marinarii câte un disc, câte o casetă, câte, nu știu, ceva ce ne doream de la ei, vulgi și așa mai departe, gumă, dar muzica era baza. Îmi aduc aminte că nu mai luam cartelă. Nu știu, la internat aveam cartelă care ne ajuta, nu știu, să mâncăm de 3 ori pe zi. Și preferam să nu dau banii pe cartelă, să fac foamea luna aia, pentru că știam că marinarul ăla o să vină cu un disc cu Pink Floyd, o să vină cu un disc cu Europe sau cu Scorpion și așa mai departe. Și atunci drămuiam bănuții astfel încât să reușesc să mai iau și un cornuleț din când în când, dar baza era muzica. Aia era sursa noastră de muzică. Evident că ascultam cu toții în internat, ne închideam într-o cameră undeva și ascultam, pentru că bătea la ochi dacă la vremea aia ascultam, nu știu, Phoenix, de exemplu, bătea la ochi dacă ascultam și Iris la vremea aia. Era, nu știu, dacă vrei, genul ăsta de împrumut. Tu îmi dai caseta aia, eu îți dau vinilul ăsta, o ascult, mi-o dai înapoi, îmi dai caseta aia, o trag și uite așa împrăștiam muzica unii de la alții. Ne luam cearșafuri din internat și scriam pe ele. We love rock. După care se termina concertul, se termina și vraja și mergeam acasă sau la internat, ne culcam și o luam de la capăt a doua zi. Nu mă gândesc acum, după 30 de ani, la libertatea asta, ca la un borcan de caviar primit, pe care îl mâncăm în continuare cu mămăligă. Da, cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri care s-au petrecut după Revoluție a fost apariția radiourilor private. Mi-aduc aminte cu bucurie și cu mare emoție când am aflat că există Unifan Radio, primul post de radio după Revoluție. Adică era greu de imaginat că cineva te va lăsa vreodată să faci un post de radio în România. Cumva, nu știu, lucrurile s-au schimbat ușor, ușor. Începeam și noi să simțim gustul libertății, venea din ce în ce mai multă muzică de afară, apăreau oameni mișto de radio de care nu știa nici naiba și wow, iată că se poate face radio și în modul ăsta. O bucurie mare pentru mine să știu că există așa ceva. Mai târziu îmi doream să lucrez în divizia, pentru că am lucrat într-un post de radio din Focșani și mirajul ăsta al Bucureștiului m-a captat și pe mine și ulterior, iată-mă, vorbim la radio în capital. Eu am o fiică de 25 de ani, care din când în când îi mai spun așa, mai ales când se apropie data asta de 22 decembrie, mai patinăm așa în niște discuții de la și încă o mai șochez cu tot felul de lucruri pe care le povestesc din perioada aia. E greu de imaginat pentru un tânăr că pe vremea aceea trăiau românii în niște apartamente mici, reci. Ne făceam lecțiile la lumânare, pentru că nu aveam curent electric. Pentru o sticlă de lapte trebuia să stai la coadă o noapte întreagă. Pentru unii dintre noi era chiar o bucurie, pentru că jucam o miuță până venea mașina cu lapte. Libertatea în ziua de astăzi este ca un loz câștigător pe care noi l-am pierdut din buzunar în timp ce dansam lambada. Mi-aduc aminte foarte, foarte, foarte bine că era lambada la televizor. Și cei din jurul meu spuneau, băi, uitați-vă bine, ne pun lambada la televizor și încep să-și facă cărțile. Sunt aceiași, da? Atenție, noi nu credeam. Eu cel puțin nu credeam. N-are cum să se mai întâmple așa ceva. Din păcate, cine a spus chestia asta a avut mare dreptate. Au fost speranțe cât China de mare pentru toți românii. Speranțele alea s-au transformat așa ușor, ușor în deznădejde. Cel mai important lucru este că dacă e să ne reproșăm ceva noi români, ar trebui să ne reproșăm în primul rând că n-am știut naibii ce să facem cu Revoluția. Nimeni nu și-ar putea imagina cum ar fi fost internetul pe vremea lui Ceaușescu. Dacă e să fac așa o glumiță, știi, parcă și văd cum ne arestau aia sau ne duceau în beciurile securității pentru că n-am dat like la vreo postare cu Ceaușescu sau cu nu știu ce congres. Nu știu cum e în Coreea de Nord acum, că am înțeles că și ei au internet, dar bănuiesc că nu sunt foarte fericiți cu internetul ăla, adică, ca și cum nu l-ai avea. Din păcate, unul dintre lucrurile care nu s-au schimbat în ultimii 30 de ani și n-ar fi singurul, este sfânta șpagă. Este corupția.
după 30 de ani, încă șpaga asta poate să facă diferența între bine și rău, între viață și moarte, ceea ce e foarte, foarte dureros. Și am așa o vagă senzație că molima asta la noi, la români, va mai dura multă, multă vreme. Dacă nu ne trezim din somnul ăsta, dacă nu ne trezim din nepăsarea asta, șpaga asta, corupția asta ne va îngropa pe tot. Cel mai important lucru care s-a schimbat în bine este libertatea de exprimare și libertatea de mișcare. Acum poți să spui tot ce îți trece prin cap, evident probabilitatea să nu te asculte nimeni e mare. Și de asemenea, poți să pleci unde vrea mușchii tăi, fără să ai frica aia sinistră, frica aia teribilă, că după plecarea ta, familia ta va avea de suferit, va fi pedepsită pentru această plecare. Cred că astea sunt singurele lucruri care, într-adevăr, s-au schimbat în bine de la Revoluție. Cred că le-aș sugera românilor să le pese mai tare. Le-aș sugera românilor să nu uite sub nicio formă ceea ce s-a întâmplat acum 30 de ani. Să-și iubească aproapele, nu doar să o spună. Și le-aș sugera românilor să-și aducă aminte de ospitalitatea proverbială a românului de dinainte de Revoluție, de felul în care era românul așa, ca nație, ca om, ca, nu știu, construcție, pentru că aceste lucruri, din păcate, s-au uitat. Verticalitatea, le-aș sugera să se uite unii în ochii altora, să fie sinceri și să realizeze unde au greșit. Și împreună să încerce să repare ceva, pentru că nu e târziu, nu e târziu. Poate pentru noi ăștia trecuți de vârsta de 40-50 de ani e târziu, dar pentru copiii noștri chiar nu e târziu. Copiii noștri sunt bulversați acum, nu prea au ce să înțeleagă de la noi și nu prea au cum să înțeleagă Revoluția. Degeaba îi blamăm pe unii dintre copii că nici măcar nu știu cine a fost Ceaușescu, Elena Ceaușescu, ce a fost PCR-ul și așa mai departe. Pentru că nici noi n-am avut răbdare să le explicăm și probabil n-am avut răbdare să le spunem în ce fel eram noi înainte de Revoluție, pentru că acele chinuri la care eram noi supuși ne țineau împreună. Lucrul ăsta nu l-a mai întâlnit la România. Românii sunt mai dezbinați ca niciodată. România are în continuare nevoie de o revoluție a bunului simț, o trăsătură pe care noi am pierdut-o în ultimii 30 de ani, fix ca pâinea aia la cartelă pe care o mâncam pe jumătate până acasă, știi? Cât un pic și am pierdut-o. 30 de ani de revoluție la Rock FM.